Bine v-am regăsit, sunt Vitalie Dogaru și vă invit să discutăm despre negocierile dintre transportatori și autorități care riscă să se termine cu grevă generală. Niciun reprezentant al Ministerului Economiei și Infrastructurii nu a ieșit astăzi să discute cu transportatorii adunați la un protest în fața guvernului. Firmele de transport solicită de aproape 3 luni de zile majorarea tarifului pentru un kilometru parcurs și acuză autoritățile că prin tergiversare provoacă falimentarea mai multor companii de transport. Pe de altă parte, Ministerul Economiei și Infrastructurii menționează într-un comunicat de presă că au fost identificate un șir de propuneri privind modificarea legislației din domeniu. De ce depinde răspunsul autorităților la solicitările transportatorilor și la ce riscuri sunt supuși transportatorii din cauza menținerii tarifului actual pentru o călătorie? Aflăm de la invitații acestei ore. În studio este domnul Oleg Alexa, președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, și domnul Mihail Bagas, activist civic. Bine ați venit la Publika TV. Așadar, transportatorii solicită o majorare de până la 70 de bani pentru un kilometru în comparație cu cei 48 de bani pe care îi plătesc astăzi pasagerii. Peste 100 de transportatori auto și-au adus autobuzele și microbuzele în Piața Mare Adunării Naționale în semn de protest. Ei sunt nemulțumiți de faptul că cei din conducerea Ministerului Economiei și Infrastructurii îi trag pe sfoară și tărăgânează să ia vreo decizie în privința solicitărilor de a majora tariful pentru călătorii per kilometru parcurs până la 92 de bani, de la 48 cât este acum. Așa cum în fața lor nu a ieșit niciun reprezentant al puterii, transportatorii spun că nu exclud o grevă generală. În acest fel, transportatorii au sperat că se vor face auziți de guvernare. Am venit pentru că este unii condiții de leafă și ne pare că e prea puțin, că noi nu putem. Uitați-vă, șoferi nu avem, în vârstă de 30 de ani, mai jos nu avem șoferi, pentru că la leafa asta nu vine nimeni decât bătrânii. Dacă n-ați hotărât problemele cu majorarea tarifului, înseamnă că noi trebuie să ne oprim complet. Am venit să mărească tarifurile, ca să avem și noi bani, numai 2000. Deputații au 50.000 de plată, dar noi putem să avem. Ei tot nu fac ei. Eu sunt 40 de ani pe autobuz, așa că eu știu ce au fost atunci și știu ce am avut. Am împărtat grevă de 2 săptămâni. Nu se ridici și biletele, tariful la bilete și leafa. Dacă n-ați hotărât nici o întrebare, cred că să facem ceva. Grevii, ori n-ați să ieșim la lucru. Președintele Consiliului Asociației Patronale a Operatorilor de Transport Auto, Oleg Alexa, susține că, deși astăzi trebuiau să aibă o nouă întrevedere cu cei de la Ministerul Economiei, acest lucru nu s-a mai întâmplat. Oamenii ăștia primesc 2000 de lei. Ei părăsesc țara, ei pleacă. Da? Cum noi putem șoferii ăștia să-i ținem în țară? Ministerul astăzi comite un abuz, deoarece are calcule că trebuie să fie 71 și nu-l aplică. Asta, de fapt, este o acțiune care ar putea avea și alte consecințe legale. Nimeni dintre autorități nu au ieșit astăzi în fața protestatarilor. Totuși, într-un comunicat de presă, Ministerul Economiei și Infrastructurii a precizat că orice solicitare de majorare a tarifului din partea transportatorilor auto trebuie să fie argumentată de calitatea serviciilor prestate, cum ar fi utilizarea doar a unităților de transport destinate exclusiv transportării persoanelor, asigurarea respectării depline a drepturilor pasagerilor, inclusiv a celor cu nevoi speciale, respectarea strictă de către operatorii de transport a legislației din domeniul transporturilor rutiere, precum și a cele fiscale, dar și personal calificat cu pregătire continuă. Consilierul Ministrului Economiei, Alina Merlic, ne-a declarat că o nouă întâlnire între transportatori și autorități va avea loc în data de 16 septembrie. Numărul companiilor de transport care cer majorarea prețului pentru o călătorie a depășit deja cifra de 80. Acestea sunt cele mai mari companii care prestează peste 70% din serviciile de transport de pasageri din țară. Reprezentanții acestora au anunțat că vor ca tariful să fie majorat de la 48 de bani per kilometru până la 92 de bani. Companiile de transport sunt gata să accepte și o creștere mai mică, însă nu mai puțin de 70 de bani pentru un kilometru. Creșterea tarifului este argumentată prin necesitatea de a moderniza parcul de autobuze și microbuze și a asigura totodată mai mult confort călătorilor. Domnul Alexa, de 3 luni de zile negociați, solicitați, discutați cu guvernul. Cât de aproape sunteți de răspunsul solicitat? nu suntem aproape de răspuns, dar cred, sper că suntem aproape de un nou tarif. Deoarece astăzi eu am făcut public un document care de fapt arată că, cu regret, Ministerul Economiei ne manipulează. Deci, acest document l-am arătat acolo în Piața Mare Adunării Naționale. Este nota informativă din 28.06.2019, numărul 14/4-28, semnată de Sergiu Bucătaru, avizată încă de 4 funcționari ai Ministerului, printre care actualul secretar de stat Andrei Ciornei, care pe atunci a avizat în calitate de șef direcție juridică. Această notă este pe numele domnului Brânzan și doamnei Costin, care pe atunci era secretar de stat la 2806. Și la sfârșitul acestei note, acești funcționari care au vizat, care au semnat și așa mai departe, informează conducerea Ministerului că la momentul cel la 2806, conform calculelor făcute de Minister, prețul per kilometru pentru călătoria în transport interraional și raional este de 0,71 lei. Deci 71 de bani per kilometru. Da, și atunci ce argumente mai așteaptă domnul Brânzan? Păi iată, cu regret, de la data aceasta, 2806, până acum, dacă analizăm toate acțiunile care au avut loc, deci a fost o manipulare. De ce? Pentru că noi, transportatorii, n-am cunoscut de asta. Noi am depus demersuri. Ei ne-au simulat că fac calcule, având rezultatul. Deci nu poți face calcule, întâi să ai rezultat și apoi să faci. Deci calcule erau. Noi vedem că ei șchiopătează la calcule. Facem noi calcule. Eu personal am făcut un demers la Biroul Național de Statistică să ne prezint niște date, la ANTAC să ne prezinte alte date, la gările automoderne și la Gara Nord să ne prezinte alte date. Peste o perioadă de timp ăștia ne dau datele. Eu fac, împreună cu colegii mei, facem calcule. Ne ducem la minister, spune, uitați-vă, calculele noastre arată 92 de bani. Noi încă pe atunci nici nu avem imaginație că ei au calcule. Și ei iar răspund, da, bine, ok, îți calcul, e foarte mult de lucru, deci mai trebuie să ne mai întâlnim, mai trebuie să discutăm. Și așa mai departe. Dar chiar și la acea întâlnire, când discutam, nu discutam nimic despre tarif, dar numai așa, la general. Deci multe lucruri la general. Tariful presupune parcurgerea unui algoritm. Noi nici n-am început propriu zis, deci Ministerul, prin toate acțiunile sale, a arătat că nu e gata. Ca noi la urmă să aflăm că, de fapt, Ministerul are rezultatul său final. Poate chiar el diferă de-a nostru, dar ei au calculele lor, 71 de bani, pe care o hotărâre de guvern, hotărârea cu privire la aprobarea metodologiei de calcul a tarifului, îi obligă să o aplice din data de când ei au văzut că tariful care trebuie să fie este diferit de cel care este aplicat azi. Da, în comunicat, iarăși, Ministerul Economiei și Infrastructurii spune că este în proces de examinare a argumentării majorării tarifelor. Exact. Deci, cum să înțelegem asta? Că deja tarifele au fost examinate și există o cifră. Corect, domnul Dogaru. Deci eu astăzi am spus, pe noi în piață ne-a scos nu faptul că tariful încă nu este aplicat. Pentru că noi credeam că noi suntem în proces, da? Pe noi ne-a scos faptul că am înțeles că suntem mințiți. Da? Deci, iată, această notă ne-a scos pe noi în piață. Că am înțeles, ei au tot și chiar astăzi, iată, chiar astăzi, ei nu au așteptat să vadă tot ce vom spune noi. Ei au ieșit cu comunicatul ăsta lor, din care rezultă că ei continuă să manipuleze. Adică ei continuă să spui presei că noi cu transportatorii suntem în proces de efectuare a calculelor, de căutarea soluției. Care proces dacă ei l-au finalizat? De aproape 3 luni de zile dețin aceste informații. 2806. Deci avem 2 luni și 14-15 zile. Da, da. O să discutăm și despre această diferență de preț pe care o solicitați dumneavoastră de 92 de bani și cei 71 de bani la care au ajuns cei de la Ministerul Economiei și Infrastructurii. Domnule Bagas, cum să înțelegem acest joc de a șoarecele și pisica între guvern și transportatori? În realitate nici nu știu cum să explic, deoarece guvernul actual foarte ușor a majorat tarifele la energie electrică, foarte ușor a mărit taxele pentru business-ul. Vorbim și de gaze naturale, da? Deci au declarat, anterior declarau că prețul trebuie să fie micșorat, deja au declarat că trebuie să fie mărit. Și atunci când vorbim de transport public sau transport interurban, eu cât sunt minte, atât și vorbim despre transport. Deoarece nu există nici în țară, nici în orașele un plan de activitate sau viziune clară a dezvoltării anume domeniului dat. Și noi vedem că fiecare an calitatea transportului care noi folosim, transport public, se cade. Oamenii se revoltă și în același moment noi nu avem niciun răspuns. Și asta se întâmplă acum. Bineînțeles că noi intrăm în campanie electorală, dar țara noastră se află permanent în campanie electorală și bineînțeles că nimeni nu mai vrea să atingă momentele astea sociale, ca majorarea prețului la călătorie sau pentru transport public. Și cred că noi n-a să auzim un răspuns în timp scurt, cel puțin până la alegerea locale, deoarece... Adică spuneți că va mai fi tergiversat procesul, încă cel puțin... Da, ei voi găsi diferite soluții, voi găsi problemele anterioare, că mai trebuie să reexamineze, mai trebuie să aduce un audit extern, cum ei de obicei zic, anume guvernarea actuală, trebuie de adăugat într-o comisie 10 absolvenți de la Oxford sau de la Harvard, pentru că se face calculele, se fac calculele reale. În același timp aduc aminte foarte bine cum Maia Sandu și Andrei Nastase, deci lideri actuali a guvernului, nu vorbesc de majoritatea parlamentară, dar vorbesc anume de guvern, care au promis și că prețurile la carburanți vor fi scăzute imediat după ce ei vor ajunge la putere. Și eu cred că dacă promisiunea lor fi îndeplinită, deja ea ca transportatorii nu cereau 92 de bani, da? Probabil 80 de bani. Da? Deci că majoritatea, o parte majoră din prețul călătoriei este combustibilul. Și prețul la noi s-a ridicat foarte brusc în ultimele 10 ani, dar prețurile pentru călătorie au rămas practic la același nivel. Și a doua problemă care eu văd și când vorbesc și cu oameni, la noi permanent oamenii zic, nu avem salarii destul de bune, destul de mare, ca să achităm un transport calitativ. Și aici trebuie de explicat oamenilor că autobuzele este și proprietarii autocarelor nu sunt milionari. Da? De obicei, noi avem foarte multe cazuri când o persoană fizică cumpără o rută sau un microbuz sau un autocar și lucrează el singură la mașina aceea. Și ei deja au ajuns într-așa o stare când oamenii ăștia basta, deci ei n-au ce să fac mai departe. Sau el este nevoie să vândă mașina aceea și să pleacă din țară, doar ce el nu are alt job. Sau trebuie să iasă în piață și să cere majorarea tarifelor. Și aici, acasă, lipsa de comunicare și lipsa de explicație oamenilor de ce trebuie să fie majorat tariful, ce trebuie de arătat calculele reale, atunci ce călători vor cere. În realitate vor cere. Eu deja văd că la Chișinău oamenii încet, încet înțeleg că fără majorarea tarifelor la rutierele, la autobuzele, la trolebuzele, noi niciodată n-o să avem un transport calitativ. Și asta, vă zic că aici anume și există problema aceea că guvernul nu vrea să face anumite pasuri antipopulare. Oamenii, bineînțeles că pentru un om cât mai ieftin, atât mai bun, dar business-ul moare. Și eu nu văd sensul cum noi putem să dezvoltăm țara dacă businessul mic se moare. Mic sau mediu. Și s-ar putea să avem în continuare aceleași tarife, dar să nu avem transport. Nu, știți ce noi să avem? Ia că eu veneam la emisiune și gândeam, ce noi să avem? Noi să avem că companii de transport naționale din țară se vor închide și noi să avem pur și simplu prestatori de servicii din afara țării. Deci ea să vină o companie din România sau din Ucraina sau din Bulgaria și... Dacă acceptă tarifele moldovenești, dar nu cred. Atunci deja guvernul fie obligat. Deoarece dacă noi nu o să avem transport public, dacă nu o să avem transport interurban moldovenesc sau companiile din Moldova, bineînțeles că să vină o companie internațională sau din străinătate care va avea alte argumente. Argumentul va fi că oamenii au nevoie de transport. Și atunci, dacă ai noștri nu au posibilitatea să întreține companiile de transport, să vină alții și să achită taxele în țările de unde vor deveni. Da, iată, discutăm despre această diferență, domnule Alexa, pe care a găsit-o guvernul și pe care o solicită transportatorii. 70 de bani, spune guvernul, că ar costa un kilometru. 71 de bani. Și dumneavoastră cereți 92. De unde vine diferența respectivă? Deci, pentru ca să pot răspunde la așa întrebare, ar trebui să am descifrarea acestor calcule. Ministerul nu ne-a prezentat nimic, deci eu am numai nota asta, care tot nu ministerul mi-a prezentat-o. Deci dacă aș avea acele componente care ministerul a ajuns la 71 de bani, care au stat la bază, și le-aș compara cu cele care noi le-am pus și am ajuns la 92 de bani, sigur că noi am putea cu ministerul sau în public să discutăm și să spunem, iată diferența. În principiu, atunci când ministerul aprobă tariful, ei răspund la întrebarea cum văd ei ramura transportului. Și eu să încerc acum să vă explic ce conține acest tarif. Unul din componentele de bază este costul unității de transport. Ați văzut azi comunicatul de presă, că noi acceptăm că să le majorăm lor tarifele, dar ei se ridice calitatea. Și eu vreau să vă spun, astăzi, conform calculului care era atunci la 58 de bani, care noi nici azi nu avem 58, 48 avem, acel calcul de 58 de bani arată că costul mediu unității de transport trebuie să fie 250.000 de lei. Asta ar fi 12.000 de euro. Asta ar fi unitate de transport de 25 de ani, da? Pasager. Și termenul de amortizare a unei unități de transport care costă 250.000 de lei este de 7 ani. Deci, dacă pe străzi vedeți o unitate de transport care transportă călători și are vreo 30 de ani, să știți că asta e conform acelor cerințe care sunt prevăzute în tariful anterior. Ei au ajuns la 71. Probabil unele componente le-au modificat. Atunci când eu o să văd ce au pus ei acolo la costul unității de transport, eu o să vin la dumneavoastră să vă spun, domn Dogaru, noi ar trebui, într-un termen așa, cam cum îl estimăm noi, o să vă spun, să ajungem la cam așa unități de transport. Deci vârsta medie ar trebui să scadă cu 5 ani, cu 7, cu 10, poate cu 15. Vom vedea ce au pus ei acolo. Da? Ce au mai pus data trecută în tarif? Au pus salariul minim pentru șofer cu niște adaosuri mici. În tariful care ar trebui să fie 58 de bani, salariul șoferului este de 2000 de lei. Astăzi salariul minim este 2775. Deci cum e posibil să mai ceri de la noi ceva când componentele care stau azi în tarif contravin altor norme legale pe care noi suntem impuși să le executăm? De ce? O să văd tariful, dacă l-o vedea vreodată, pentru că ministerul vedem că este foarte netransparent. Asta este, deci pentru noi este ceva neașteptat. Noi credeam că o să fie cu totul altfel. Toate acțiunile ministerului în comun cu noi o să fie transparență, noi o să înțelegem ce fac ei, ei o să înțeleagă ce vrem noi, ce facem noi și așa mai departe. Asta nu este. Chiar și documentul ăsta care l-am eu și l-am prezentat azi, și ăsta e semi-secret la dânsii. Da? Păi iată, dacă ar fi conlucrarea asta, noi îmi spune, iată ce vrem șoferii să fie. Noi insistăm în calculul cel de 92 de bani ca salariul șoferului să fie de 8.000 de lei. Eu aș vrea să aud argumentele lor. De ce nu 8.000? Și după aceea venim la dumneavoastră și vă spunem, domnul Dogaru, iată, noi am acceptat niște modificări, fie la capitolul unității de transport, fie la capitolul salarii, fie la capitolul reparații, fie la capitolul toate care se întâmplă. Și iată, modificăm asta și o să obținem, vom obține un serviciu cam de așa calitate. Acum noi avem, da, prețul final, nu cunoaștem componentele și ei le țin și acum în secret. În mod normal, ea trebuie să spui, da, cineva acolo a greșit, într-adevăr avem, n-avă calcule, duceți-o voi deja transportatorii și vă pregătiți. Și ajungeți la această cifră. Când sunteți gata, veniți să discutăm mai departe. Ei azi au dat un comunicat care continui să mintă. Noi vedem, dacă doriți, eu nu știu ce plan aveți la emisiune, dar dacă ați dori să vociferați cele 4 condiții care ne le-au dat. Aceste 4. Și eu imediat, vă rog, dați una, că eu mi-am pregătit aici niște linkuri și imediat le deschid la fiecare din ele și vă răspund. Da, iată că cei de la minister până ajunge la acele, să zic, condiții, aș vrea să mai discutăm aici, domnule Alexa, domnule Bagas, despre planul de acțiuni clar determinat pe care îl așteaptă autoritățile, că ei așa menționează, inclusiv ajustarea treptată a tarifelor, adică ei acceptă propunerea noastră, dar el să fie ajustat treptat tariful, luând în considerație, am discutat și data trecută despre acest subiect, capacitatea de plată a cetățenilor. Și toate deciziile privind tarifele vor fi supuse consultărilor publice, ceea ce înseamnă că asta va dura încă cel puțin câteva săptămâni, ca să nu spun luni. Sigur, noi vom participa la consultări publice stând acasă, ne lucrând la rute. Deci asta ministerul trebuie să o conștientizeze. Nu va fi jocul ăsta lor ieftin care l-au lansat. Jocul ăsta, cu părere de rău, este plin de minciună, este plin de manipulare. Vă spun, nu era conform așteptărilor noastre. Deci, vă imaginați ce aberație asta, ca noi, transportatorii, să venim cu un plan de acțiuni ca tariful să fie stabilit în conformitate cu veniturile cetățenilor. Noi dăm veniturile cetățenilor. Ce să facem? Ce să le propunem lor? Iată cum și mai... Noi putem să venim cu propuneri, dacă tare doresc, să le propunem ca pensia oamenilor să fie de o anumită sumă, dar că o vor de la noi, nu le vom spune. Dacă asta, dar asta nu sunt discuții profesioniste. Deci nu trebuie noi să le spunem, ci cum trebuie să fie veniturile cetățenilor, că asta e sarcina lor, să le asigure cu venituri decente. Da? Și ei nu ne pot invoca nouă că noi nu vă dăm un serios și nu respectăm. Deci ministerul ce spune prin acest mesaj? Că noi nu respectăm, adică ministerul nu respectă obligațiunile prevăzute în legislație pentru că populația n-ar avea venituri. Da? Și noi, transportatorii, ce să facem? Rămâneți și dumneavoastră fără venituri. Discutăm imediat și despre acele cerințe din partea ministerului. Până atunci, iată... O surpriză, domnule Bagas, în timp ce domnul Brânzan promitea încă atunci când s-a instalat în fotoliul de ministru că va fi super transparent și că organizează diferite întâlniri. Menționează și în acest comunicat că a avut mai multe întâlniri și cu transportatorii și cu diferiți oameni de afaceri. Iată, să auzim și domnul Alexa nu este singurul și nici primul care vine să acuze ministerul și guvernul de intransparență. Haideți să aducem aminte... Chiar legile care au fost adoptate recent cu majorarea tarifelor pentru Horeca, pentru restaurantele. Atunci când au fost organizați audieri publici, unul din organizatori, deci un deputat care a fost în fruntea legei, a zis, știți, da, eu am făcut dezbaterea ăștia publice pentru că așa cere legea. Dar în realitate noi avem condiții puse de femei și, mă scuzați, dar legea asta a fi adoptată și votată. Și așa a fost făcut. Dacă vorbim de transparență, transparența e un cuvânt care foarte des folosesc în opoziție și foarte, foarte rar este implicat în realitate când oamenii vin la putere. Mai mult de asta, dacă vorbim anume de domeniul transportului, mi se pare că domeniul dat este cel mai discriminant în economie reală, deoarece nu puteți să imaginați că statul vine într-un local și zice că paharul de apă trebuie să coastă 5 lei, deoarece salariul mediu e 2000 de lei sau 1500 de lei. Deci, transport interurban este transport privat. Deci sunt companiile private care au investit anumită sumă de bani și care companiile astea prestează servicii publice. Bineînțeles, când companiile astea arată clar, deci au și cifrele lor, au arătat clar că, uitați, deci, dacă cum a zis și domnul Alexa, deci sunt calculele clare, că dacă voi vreți un tarif de 58 de bani, deci salariul mediu va fi 2000 de lei. În același moment, dacă vorbim de transport public la Chișinău, salariul mediu la un autobuz sau la un troleibuz este de la 7 până la 11.000 de lei. Deci, iarăși o discriminare, da? Deci omul, cel care lucrează la o rută interurbană, este pur și simplu nevoie, ba se pleacă din țară, ba se pleacă în alt domeniu. Ori să lucreze la negru. Ori să lucreze la negru, dar văd că deja și asta nu prea se întâmplă, deoarece de anul trecut au fost înaintate mai multe verificări și de ANTA și cu implicarea și poliției și cu autogările verificări. Și cât am înțeles, deja cam transportatorii au ieșit în alb. Deci, contabilitatea lor este mai, hai să zicem, nici nu albă 100%, e sură. Dar dacă noi vrem ca stat să majorăm taxele sau cel puțin să majorăm veniturile la buget, bineînțeles cu majorarea costului a unui călătorie, la fel și se majorează și veniturile la buget. Asta e directă, deci, legătura. Inevitabil. Inevitabil, da. Deci, a doua mână, nu poate fi un prestator de servicii sau o companie de transport să, în realitate, deci, eu știți când voi ați zis, ce au zis domnul Brânzan, că iacă transportatorii trebuie să vadă ce salarii au mediu noi aici în Moldova, eu imediat am văzut filmulețele este din Africa, știți? Când merge un autocar de 60 de ani, unde merg 100 de oameni și înăuntru și în afară autocarului, mi se pare că și autoritățile locale la Chișinău și autoritățile centrale din țară vor să ajungă nume în situația dată. Când noi să avem criză, stare de criză, deoarece, bine, cumva în Chișinău, încă oamenii vor descurca, ba cu mașina, ba cu taxi, nu știu, cumva să ajung la destinația, sau trolebuzele, autobuze, să mai aștept. Dar cei oameni din raioanele, cum ei să ajungă la Chișinău? Dacă chiar e necesar să vină să schimbă un ax sau să vină la un medic. Deci dacă ei vor intra în grevă, atunci oamenii ăștia vor fi pur și simplu blocați în satele, în orașele. Și atunci, cu care soluție noi să venim? Cu două trenuri care... Toate asta și urmăresc autoritățile. Fiecare să rămână în sat și să protesteze acolo mahalaua lui. Noi nu avem o rețea dezvoltată de trenuri interurbane, da? Deci noi avem, mi se pare că două rute în Ungheni și în alte, spre Aneni, undeva mai există acolo ceva de rutele interne. Și atât. Deci noi nu avem o altă soluție decât companiile private care azi prestează serviciile. Și dacă ei nu vor fi... dacă ei nu o să au un preț adecvat, nu pur și simplu într-un timp... Iată, revenim la acele condiții care, dincolo de ideea ca să țină cont transportatorii și de capacitate de plată a cetățenilor, Ministerul vă mai pune încă 4 condiții. Da. Domnul Alex, am să citesc pe scurt. Renunțarea la transportul reutilat din marfare, așa, crearea condițiilor pentru pasageri, inclusiv pentru cei cu nevoi speciale, asigurarea pregătirii continue a conducătorilor auto și respectarea legislației fiscale. Da. Deci, haideți să le luăm pe rând. Avem 3 minuțele. Deci, ceea ce ține de prima a fost unitățile de transport reutilate. Articolul 63, Cod Transport Rutier. Alineatul 2 spune că la efectuarea transportului rutier contra cost de persoane în trafic național pe o distanță... Nu, îmi cer scuză. La efectuarea... Alineatul 3. Rutier contra cost se interzice utilizarea vehiculelor rutiere destinate transport reutilate. Da? Și alineatul 4 prevede o derogare de la alineatul 3 care spune că cele care deja sunt antrenate vor activa până la 1 septembrie 2022. Deci la ce să renunțăm noi dacă programul de excludere a transportului reutilat este stabilit în lege și el se aplică? La ce să mai renunțăm? Ce condiții, ce statut are condiția asta? Dacă asta, cerința asta este astăzi în Codul Transport Rutier și noi i-am înaintat domnului Ciornei și i-am spus, dacă condiția asta rămâne, noi ne apropiem de 92 de bani. Este decizia lor să spună rămâne condiția asta sau nu rămâne. Pe scurt, acum, pentru că guvernul zice și că pregătește modificarea legislației în domeniu. La ce se referă? Păi, legislația... Toate la asta se referă? Nu. Ei au spus că au identificat ceva, dar... Dar nu cunoașteți. Cunosc, pentru că n-au identificat ei nimic. Iată, cele 17 puncte care noi le-am identificat transportatorii și am încercat să le discutăm cu domnul Ciornei, secretarul de stat, dumnealui a reușit să facă însemnări doar la 6 puncte și a spus, bine, eu mă gândesc la ele, după care a spus că la restul nu am timp, discutăm data viitoare. Ca acum el să ne spună că ei au identificat câteva pârghii de modificare a legislației care vor duce la îmbunătățiri și la micșorarea costului. Pârghiile astea le-am identificat noi și am scris aici la fiecare punct ce este nevoie. Și ei n-au avut timp să discute. Da, mai aveți o dată pentru întâlnire 16 septembrie. Deci iară e o mică manipulare aici. Noi suntem companiile de transport rutier. la 16 septembrie este fixată ședința Consiliului Consultativ a Ministerului, unde fac parte și eu. Însă acolo fac parte și asociații de transport marfar, care nu au treabă cu tema asta. Acolo fac parte asociații din domeniul taximetriei. Deci acela e alt format de discuții. Iarăși o manipulare din partea Ministerului. Așteptăm până la urmă limpenzirea apelor. Mizăm foarte mult și pe prezența dumneavoastră, domnule Alexa, cu aceste informații, ca să înțelegem când Ministerul va deveni mai transparent și va lua în considerație solicitările transportatorilor privați de călători. În câteva minute știrile, vă mulțumesc, domnule Bagas, și dumneavoastră pentru prezență. În câteva minute știrile, rămâneți cu Publika TV.